Iulicica. Iar calci? Ai prins gustul. Ai prins gustul. Aș putea spune că m-ați pus la treaba asta. E, hai. Noi? Da. Nu așa. Nu așa, să nu dai... Nu, nu, scoate mâna de resub, nu. Să nu așa. Cumva să deci faci vreo. Păi ce ți-am spus, ai grijă cu aburul ăla să da. Nu-ți frigă degetele. Încercam să îl folosesc. Auzi, scoate-l din priză și prefă-te. Cel mai bine. Da, voiam doar să vă arăt cum funcționează, pentru că astăzi, printre tot ce avem aici în platou, avem și aparate de călcat verticale, mai multe modele și o să încerc acum să fac o demonstrație. Din câte vedeți, ai mai călcat în locul ăla, să știi. Da. Cum? Ai mai călcat în locul ăla. Din câte vedeți, nu sunt foarte pricepută, trebuie să insist ca să iasă ce trebuie. Da. Măcar recunosc. Ia să vedem. Uite, aici cred că se vede. Deja am făcut o treabă bună. Ce îmi place mie foarte tare este că genul acesta de aparate de călcat nu sunt doar pentru haine. No. Pot fi folosite și pe canapele și degetele la picioare și mai multe, da. Dacă sunt pentru șifonate. Curățarea scamelor, de exemplu. Și uite, da. Mi-a atras atenția acest dispozitiv, care nu este nici foarte scump, undeva până în 200 de lei. Are și acest buton de pornire, care, iată, poate fi și blocat și nu mai trebuie să ții apăsat atunci când folosești aparatul pentru călcat. De-a-l. Și încă un model foarte interesant, care are și mai multe accesorii și această prindere magnetică. Acesta este un pad care poate fi foarte util pentru strângerea scamelor și la fel există și acesta pentru netezire. Ok. Și mai avem încă un accesoriu foarte interesant pentru parfumarea și igienizarea țesăturilor. Are aici o capsulă foarte mică, cred că se vede acum, care ajută la procesul de igienizare și parfumare. Teoretic ar trebui să ne miroasă hainele mai frumos după ce folosim acest aparat vertical de călcat. Avem un platou și stații de călcat, avem două variante, una ceva mai accesibilă, aceasta care costă 700 de lei, iar cea din dreapta este 1500 de lei. Foarte interesant, are și un recipient special care poate fi curățat, desprins și curățat de fiecare dată, după fiecare folosire, dacă este cazul, pentru îndepărtarea calcarului. Și v-am arătat la ora 8 și aceste mici dispozitive pentru curățarea scamelor. O să încerc să fac asta pe un sacou. Sper să se vadă că e un sacou negru. Curăță scamele, costă doar 60 de lei, cel pe care îl folosesc acum. Simpatic. Noi aici la platou avem mare nevoie de așa ceva. Și există și variante mai accesibile de atât, de 30 de lei chiar, și mult mai mici, la fel, pentru vacanțe. La fel cum există și acest aparat de călcat vertical, care este și pliabil. Iată, se strânge foarte ușor. Și poate fi și pus în valiză și luat cu noi în bagaj. Pe lângă asta mai avem astăzi în platou și o mașină de spălat rufe cu uscător, dar și un uscător de rufe. Foarte interesant la aceste dispozitive, cred că le pot numi așa, sunt motoarele, care sunt mult mai compacte decât pe mașinile de spălat obișnuite. Recunosc că nu le-am testat, dar mi-a atras atenția tehnologia din spate. Practic așa am și ajuns să vorbim despre ele astăzi. Vă spuneam că motoarele sunt mult mai compacte și sunt conectate direct la cuva de spălat. Mai puține componente înseamnă automat și un consum mai mic de energie și îi lipsește practic acea curea de legătură, de transmisie. Așa că, evident, totul se întâmplă mult mai repede și mai eficient. Da, îți mulțumesc! Vreau să vorbim și despre prețuri. Uscătorul este undeva la 3200 de lei, iar mașina de spălat și de uscat rufe este la 4400 de lei. Și stațiile de călcat, v-am spus mai devreme, mai repet încă o dată, 1500 și 700 de
lei, iar mașinile de călcat verticale sunt undeva de la 150 până la 400 de lei. Acesta cu mai multe accesorii costă în jur de 400 de lei, iar cel pliabil 200 de lei. Și accesoriile acestea micuțe pentru îndepărtarea scamelor sunt de la 30 de lei până la 60 de lei și găsiți și mai ieftine și mai scumpe pe internet. Da. Trebuie doar să aveți timp să dați o căutare pe Google. Multe informații găsiți însă și pe site-ul nostru, pe știrileprotv.ro, la secțiunea I Like IT. Acolo aveți mai multe detalii despre toate aceste produse.